Bună seara, dragi telespectatori, la o nouă ediție de Cool Art. Dacă zilele trecute, în ultima ediție a emisiunii noastre, vorbeam despre muzică, vorbeam despre pictură, în această seară o să vorbim despre cultură la modul general, o să vorbim despre teatru, o să vorbim despre cinematografie, o să vorbim despre poezie, dar nu înainte de a-i spune bună seara invitatului meu din această seară, bună seara! Bună seara! Și întrebarea pe care vă adresez pentru început este următoarea. Cine sunteți, de unde veniți și ce faceți? Vin de la mare, după cum se vede. Dăinaru Eugen este numele meu, constanțean, și mai nou mă apropii cu pași repezi de București, căci nu pot sta departe de evenimentele artistice. Cu alte cuvinte, v-ați mutat aproape de București. Ne-am mutat aproape de București cu speranța că evităm traficul, dar nu ratăm actele de cultură majore. Asta e foarte important. Care este profesia dumneavoastră de bază? Ți s-a întâmplat să-ți propui ceva în viață și mai târziu să constați că nu ți s-a realizat nimic? Da. În clasa 6 eram convins că voi fi profesor de română. Am ajuns profesor de română, n-am profesat. Deci încet, încet, viața m-a aruncat în niște direcții pe care nu le-am controlat, dar am fost dintotdeauna atras de domeniul acesta artistic, lumea poeziei, lumea teatrului, lumea spectacolului în general, și am activat în zona asta mulți ani. Când v-ați dat seama de fapt că teatru, poezie, hai să spunem și muzica, este ceea ce v-ați dorit de fapt să faceți? N-aș putea spune că a existat un moment de click, însă a fost o atracție naturală. În copilărie, pe acolo îmi făceam veacul, unde era muzică, unde erau lăutare, unde erau artiștii. Și da, cred că eram în clasa a doua, când în Amărâta de Comună, undeva în Dobrogea, popositos o trupă de teatru profesionist și am văzut Tartiuf. Și atunci am fost vrăjit de magia scenei, după care, sigur, am uitat studiile, liceu, facultatea, și în facultate, da, atunci am trecut la fapte. Deci până la facultate, în perioada liceului și a școlii generale, n-ați mai făcut absolut nimic. Am jucat în clasa a treia o piesă cu Partizani. A, păi, vedeți? Asta o uitam. Am avut o pușcă cu două țevi cu ventuze, uh-huh, și am fost foarte, foarte rău în piesa asta. Prea rău și m-au schimbat. V-au dat la o parte. Da. Nu am convins. Am ajungem la momentul facultate. Ați intrat la facultatea de litere, pentru a deveni profesor de română. Care a fost primul moment în care ați redescoperit teatru în facultate și ce ați făcut atunci? Am făcut ce faci la tinerețe, adică revoltă, frondă, boemă, tip rebeli, în așa fel încât eu am terminat facultatea în perioada 68, deci imediat după marile mișcări de tinere din Franța, a fost zona aia de oarecare un respiro, o deschidere culturală, deci am avut profesori foarte buni, acces la biblioteci, între timp tot ce fusese interzis reapăruse. Dar da, la primul nostru spectacol, era un spectacol de iarnă, obicei cu irozii și așa mai departe, deci scandal monstru, pe listă să fim exmatriculați, și ulterior am făcut emisiuni de radio la Căbin, cum se făcea pe atunci. Și atunci am început cu momentele poetice, atunci am luat contact cu poezia mare și încet, încet am pus lecția Ionesco, iarăși da, destul de... Da, destul de greu și mai ales că vorbeam de Ionesco în perioada anii 70. În perioada aia, da. Deja era cam mult. După care a urmat căsătoria, copilul, armata, cu tremurul, da, etc., etc., toate... Și în Constanța am intrat pe zona lucrului cu amatorii, la Casa de Cultură a Municipiului Constanța, ulterior la Casa Sindicatelor. Am fost director
Și să știți că nu este chiar așa de trecut cu vederea faptul că ați fost director acolo. Este un moment foarte important și din câte știu eu, lucrurile pe care le-ați făcut și ca director, dar și ca păstor a unor trupe de teatru de amatori, n-au fost chiar de aici de acolo. A fost o mare păcăleală, deci am zis, mă rog, pentru că mi-am imaginat, în sfârșit ajung stăpânul unei scene și construiesc un repertor și... Și că creați o trupă de teatru solidă. Pe și care am creat-o, numai că eu am fost exclus din, accesul la scenă. De ce? Pentru că eu trebuia să mă întrebuințesc ca director de hidrozol, de acoperiș, de bază materială, de tot, de salariați, de contabilitate, de tot felul de alte... Chiar aveam prieteni care îmi spuneau, extraordinar serviciu ai... Câte spectacole de teatru, că am început tradiția asta, toate marile trupe din București veneau la Casa de Cultură, unde erau 767 de locuri față de sălile de teatru tradițional, care erau mai mici. Puțin, cu 230 și spuneau, vezi toate spectacolele. Într-adevăr, aveam, mă rog, locurile mele în sală, nu am văzut niciun spectacol cap-coadă. Deci mă duceam, am spus, nu mă deranjează, orice ar fi, poate să se bată în discotecă, poate să ia foc, aici stau. Tot de unde? În 10 minute veneau la domnul director la telefon. Că tot am vorbit de teatru și vorbeați mai devreme de teatru independent, aș vrea un pic să ne axăm pe această discuție. Sunt convins că sunteți la curent cu tot ce se întâmplă ca mișcare teatrală la nivel național. Vorbim de teatru independent, nu vorbim de teatru instituțional. Cum vi se pare? Și știm că toată lumea spune, de ce spun, vreau să spun asta, pentru că acum câteva zile am citit un articol în care se vorbea de acest aspect și de faptul că imediat după Revoluție, și țineți minte momentele, când a venit la Teatrul Național maestrul Andrei Șerban, că datorită lui, într-un fel sau altul, mișcarea de teatru independent în România a prins, a avut un motor și a pornit de acolo, de la revoluționarea lui în Teatrul Național, revoluția pe care l-a creat-o acolo. Și de aici poate și celelalte mișcări, Green Hours, etc. Cum considerați dumneavoastră în momentul de față toată această mișcare a teatrului independent în raport cu ce știți dumneavoastră de atunci de când ați făcut acele trupe de teatru independent? E o dramă, să nu o numesc de-a dreptul tragedie, și cred că ține cumva, sau lucrurile astea se vor rezolva în timp, mentalitățile se schimbă. De ce? Pentru că, fiind un concept atât de nou, pe de altă parte, numărul foarte mare de absolvenți de teatru. Oamenii ăștia studiază și sunt aruncați în neant. Mai ales artiștii în general se descurcă greu. Ei au aripi pentru marile înălțimi. Nu așa poți este, să le... pentru micul, exact, să le dai... Exact. Dar, și aici am avut deseori această dezbatere, încă nu s-a ajuns la o formulă convenabilă, pentru că aici vorbesc de mentalitate. La un moment dat în Constanța s-a montat un vișniec și au adus un actor francez. Eram la conferință de presă și până la urmă a fost rugat translatorul să nu mai traducă, pentru că actorul francez și suferea o transformare, se măreau ochii de mirare când au auzit că actorii noștri sunt angajați contracte pe durată nedeterminată. Că au salariu, joacă, nu joacă, e diferent de... Aproape că dorea pe loc să facă cereri să fie și el angajat. Când a spus el cum e acolo, că joci, ești angajat 3 spectacole, după aia te privești, ai agentul tău literar, adică e o întreagă aventură, trebuie să fii bun, nu e ca la noi, cititul la masă, trebuie să știi rolurile, e ca la operă. Exact. Nene, te-ai dus, trebuie casting, să ai... Sigur, la casting trebuie să știi rolul ca padă, fără hârtie. Pe de altă parte, a mai intervenit un fenomen, pentru că teatru independent se face, zic eu, dintr-o... supraiubire pentru teatru, care este o chestiune de ideal. Da? Nu poți să ai facturi de plătit, nu poți să trăiești la modul ăsta ideal. Și atunci oamenii ăștia, nedescurcându-se ei și nefiind cineva, la noi instituția agentului nu există, e o degrigolată totală. Cei mai pasionați, cei mai pătrunși rezistă,
dar și eu fac și compromisuri. Și fac și compromisuri. De asta spun, există pericolul ăsta, pentru că există tentația comercialului. Oamenii o iau pe direcția asta, că trebuie să-și rezolve. Și atunci mai... calitatea scade. Cade, clar. Spectacolul a ajuns în baruri, în cârcium, în subsoluri, peste tot, în condiții groaznice. Neimaginabil. Și eu cred că fără o reglementare clară, și aici Ministerul Culturii ar trebui să intervină, sau, mă rog, asociațiile profesionale. Deci nu mai știu dacă mai există ATM-ul, cum era pe vremuri. Mă rog, Uniterul probabil că ar trebui să facă ceva. S-a încercat Gala Hop. Da, cu Gala Tânărului Artist, Gala, dar acolo se pare că cei care, am văzut și eu ultima ediție, întâmplător a fost difuzată pe unul dintre posturile naționale de televiziune, în reluare gala de anul trecut, într-adevăr foarte mulți tineri buni, dar întrebarea se pune, ok, au participat la Gala Hop, au fost pe scenă, au avut momente excepționale, monolog, chiar spectacole de teatru, dar ce fac după? Mai grav că ei sunt încă, nu că ținuți în viață, însuflețiți de entuziasmul ăsta, fără de care nu poți să faci. Da. Dacă n-ai în tine acest sindrom, n-ai cum. Da, focul ăla sacru, cum se spune, e un fenomen mult mai grav. Am fost la multe ediții, nu vin directorii de teatru. De ce? Păi dacă au schema completă, și repertoriul acoperit, da, nu își mai bat capul că actorul vine, trebuie să-i faci mutație, trebuie să găsești o locuință, trebuie să-i documentezi drumul, etc., 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 necazuri și așa, nu ne complicăm. E păcat. O tragedie. Este o tragedie, da. E o tragedie. Mergând un pic mai departe pe firul povestei, am vorbit despre teatru independent, vorbeam chiar înainte de a intra în interviu de câteva spectacole pe care le-ați organizat, pe care le-ați făcut dumneavoastră, nu le-ați organizat ca și organizator. Vorbim de spectacole de poezie, ceea ce, dacă cădem de comun acord amândoi, poezia este cel mai greu de interpretat pe o scenă. Eu zic că așa este. Și atunci, mi se pare foarte interesant și mi se pare foarte important să discutăm despre aceste spectacole pe care dumneavoastră le-ați pus în scenă și le-ați și interpretat, pentru ca oamenii să înțeleagă că, de fapt, că poezia este, de fapt, sângele culturii românești. Sigur că nu singur pot să realizez lucrurile astea. Am avut în jurul meu prieteni și oameni dedicați cu care am reușit lucruri extraordinare și era un drăgușor care ne îndemna înainte de 89 să fim noi, să schimbăm lucrurile să, da. Ceea ce era interzis era tentant. Exact, cum e cu aia cu copiii mici. Dacă da, spune copil, da. Nu pune mâna pe exact pe aia pune mâna că e tentat. Și probabil că spectacolele n-au avut un răsunet la marele public pentru că ele au trebuit cumva ținute cam la secret. Să-ți dau un exemplu. Ce am jucat noi? Am jucat Buzunarul cu pâine. Vișniec, abar nu aveau că Vișniec era de 3 luni la Paris și noi am avut premier la Teatrul din Constanță. Am jucat Pelerin prin mit. Blaga. Da. A venit boierul paleologul și am făcut această nebunie. Toată lumea mi-a zis, ești nebun, domnule, îl invit. Telefoane de alea cu manivelă, da, alo, da, da. Hârmâni la București. Ce i-am spus la telefon, nu mai eu știu, l-am convins, a venit. L-am invitat pe Vulpescu. A venit Vulpescu. Maestru Romulus. Da, Romulus Vulpescu. Deci făceam lucruri, am făcut spectacol după soția lui Marin Mincu, Ștefania Mincu. Mm-hmm. Am făcut primul spectacol în Constanța, Nichita, Măriția Frigului. Aici vreau să ajung. A venit Revoluția, au căzut toate interdicțiile, cu tubele, toate eșafoadele puse și toate barierele. Și ne-am trezit într-un climat de anarhie generală, nu mai existau reguli, legi, foruri, tot felul de lucruri de astea. Și aici s-a întâmplat, apropo de logistică, un lucru surprinzător. Înainte sufeream
pentru fiecare metru de cablu, de microfon, de numai noi știm cum îl făceam rost. Și cum să faceți rost. După care piața s-a inundat și fenomenul a s-o combat. În 90 am fost la un festival de rock, cred că la Arad, și aveam un prieten bun, l-am și acum, Mircea Pânzaru, care avea un scenariu Tinerețe fără bătrânețe, viață fără de moarte, pe ideea de operă rock. Mm-hmm. În facultate lucrasem cu trupa Euxin și am făcut Noi Care, versurile Păunescu, prima operă rock premiată la Timișoara. Erau festivalul studențești atunci. Și erau nebunii foarte totală tare, cu ele. Și erau cele mai tari foarte festivaluri în perioada aia. Și la Arad am cunoscut trupa Krypton, care încercaseră să monteze lanțurile la București. Mm-hmm. Și au avut, din păcate, au avut un mare eșec cu acel moment. E adevărat, chiar au trecut foarte greu psihologic peste momentul ăsta. Da, știu. Ne-am înțeles acolo, i-am angajat la Casa de Cultură din Constanța, carte de muncă, 8 ore pe zi, creație, repetiție. Și în 6 luni de zile am scos opera rock Lanțurile, presa la premiere, lovitură de teatru la Constanța, și au venit 50 de jurnaliști din București. A fost nebunie. Există pe piață un dublu LP scos de Krypton. După care am început și necazurile. Acolo erau niște lucruri, afară de că am dezvoltat o corală, în distribuție a fost Mihale, ultimul lui spectacol. Vreau să vă opresc o secundă ca să facem o comparație ca lumea să înțeleagă. Dacă vreți să faceți o comparație între opera rock Lanțurile și o altă operă rock existentă pe piață în momentul de față, la nivel internațional, păstrând proporțiile, bineînțeles, gândiți-vă la Jesus Christ Superstar. Ăla era și modelul. Și e și spectacolul meu, este de, și al meu la fel. De suflet. Eu cu ăsta am crescut, din punct de vedere muzical, cu ăsta am crescut cu mulți alții din generația aceea, dar Jesus Christ Superstar este una dintre cele mai importante opere rock scrise vreodată. Și interpretate. Și interpretate, magistrat. Bineînțeles, vorbim de Janis Joplin, Jimi Hendrix, Ian Gillan, adică mulți. Și după acest spectacol, în care la un moment dat, deci era Mihale în distribuție, am avut coreografie. A fost ultimul spectacol. Ultimul spectacol, da. S-a prăpădit la 2-3 luni după premiera asta. Am dat 2 spectacole și spectacolul a fost interzis. Era 93. Foarte de aproape. Ce a fost interzis în 93? Păi că la un moment dat ieșea Guriță și cânta poziția de drept. Da. Și la un moment dat coreografia, era o demonstrație a tinerilor, că era momentul din piață și era portretul regelui. Da, știu un moment. Și se intona acolo, da, și era Maria ta, de ce aceea, nu lași pe români să plece unde vor, dacă exact, nu le. Exact, și era fobia place. Aceea că de ce să vină și, regele în țară. Și, da, și când au ieșit din scenă, pe partea altă era portretul domnului Iliescu. Mm. De aici bănuim noi că a început scandalul. De am avut, mă rog, de dat explicații, de suportat consecințe, etc., etc., dar a trecut, însă a rămas la inima noastră. Și este, până la urmă, dacă stăm să ne gândim un moment de referință în cultura rock românească, pentru că această lucrare, că poți să-i spui lucrare până la urmă, așa cum spuneați mai devreme, există pe piață într-un rublu LP, dar există ca reper. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce am discutat astăzi. Așa cum spuneam, promit că ne vom revedea într-o altă emisiune în care vom sta mai mult de vorbă și vom depăna lucruri mult mai frumoase, poate la fel de frumoase sau mai frumoase ca cele despre care am discutat. Și înainte de a ne lua la revedere, vreau să vă fac o surpriză și dumneavoastră. Știți că în această emisiune avem și o pastilă poetică. M-am gândit că în această seară pastila poetică să-i dedicăm încă o dată maestrului Adrian Păunescu. N-am să spun despre ce este vorba, dar vă invit și pe dumneavoastră și pe telespectatorii noștri să urmărească această pastilă poetică, 5 minute de poezie contemporană, dedicată încă o dată maestrului cu M mare, Adrian Păunescu. Și aș vrea să-ți fac o surpriză. Vă rog. Viitoarea emisiune să facem o inversare, să nu mai fie moderatorul și invitatul și să fie o discuție între doi prieteni. Cu mare dar. Pentru că am observat că ai multe de spus și de povestit și tot. Este. Vă mulțumesc mult de tot și eu mulțumesc și pentru ne vedem invitație. Cu mare drag.
lângă și în somn ochii lumii plângând. Că am fost, că n-am fost, orică suntem cu minți astăzi îmbătrânind. Ne e dor de părinți. Ce părinți? Niște oameni ce nu mai au loc de atâția copii și atât nenoroc. Niște cruci, încă vii, respirând tot mai greu, sunt părinții aceștia ce oftează mereu. Ce părinți! Niște oameni acolo și ei care știu dureros ce e suta de lei. De sunt tineri sau nu, după actele lor, nu contează deloc. Ei albiră de dor să le fie copilul cu o treaptă mai domn. Câtă muncă în plus și ce chin, cât ne somn. Chiar acum când scriu, ca și când aș urla, eu îi știu și îi simt pătimind undeva. Ne amintim și de ei, după luni, săptămâni, fii bătrâni ce suntem cu părinții bătrâni. Dacă lemne și-au luat, dacă oasele-i dor, dacă nu au murit triști în casele lor, între ei și copiii o prăsilă de câini și umbra de plumb a prea zilnicii pâini. Cine are părinți pe pământ, nu în gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând, că din toate ce sunt, cel mai greu e să fii nu copil de părinți, ci părinte de fii. Ochii lumii plângând, lacrimi multe s-au plâns, însă pentru potop încă nu-i de ajuns. Și copii, pe pământul de cruci, numai om să nu fii. Umiliți de nevoi și cu capul plecat, într-un biet orășel, într-o sare de sat, mai așteaptă și acum semne de la strămoși sau scrisori de la fii, cum că ar fi norocoși și ca niște stafii. Ies arare la porți despre noi, povestind ca de moșilor morți. Cine are părinți, încă nu e pierdut. Cine are părinți, are încă trecut. Ne-au făcut, ne-au crescut, ne-au adus până aici, unde avem și noi înșine ai noștri copii. Enervanți pot părea, când n-ai ce să-i mai roși, în genere sunt și nițel pisălogi. Ba nu văd, ba n-aud, ba fac pașii prea mici, ba ai nevoie prea mult să le spui și explici. Cocoșați, cocârjați într-un ritm infernal, te întreabă de știi vreun șef de spital. Nu-i așa că te apucă o milă de tot, mai cu seamă de faptul că ei nu mai pot? Că povară îi simți și ei știu că e așa și se uită la tine ca și când te rugă. Mai avem scurtă vreme de dus pe conștiință povara acestui apus și pe urmă vom fi foarte liberi sub cer. Se vor împuțina cei ce n-au și ne cer. Iar când vom începe și noi a simți că povară suntem pentru ei noștri copii și abia dintr-un trist și departe târziu, când vom ști disperați vești ce azi nu se știu, vom pricepe de ce fii uită curând și nu văd niciun ochi de pe lume plângând. Și de ce încă nu e potop pe cuprins, deși plouă mereu, deși purul a nins, deși lumea în care părinții am ajuns, dovecii mereu.